Spune un pic despre gol, când ai tăiat terenul, ai făcut acea incursiune și... Mă bucur că am ajutat echipa, dar cel mai important e că am obținut victoria în această seară cu acasă, cu suporterii noștri care suntem trebuie să dăm puțin înapoi că au făcut eforturi foarte mari pentru noi și n-am dat cu totul. Cât de importantă este această victorie și în contextul meciului cu Rapid și dacă v-au mai îndulcit amarul rezultatele din această etapă până să veniți la partida cu Sepsi? Asta e cel mai important lucru, că n-am căzut mental, că am arătat caracter, că am profitat din ocazia care ei au pierdut punctele, să zic, pierdut, campionatul se joacă, sunt meciurile echilibrate și acum, după pauza de națională, ne așteptă încă un meci foarte greu, dar nici lor nu o să fie ușor. Coman din nou, marcator. Da, Coman e inspirat, a jucat foarte bine, e meritul lui, meritul echipa, toată echipa a jucat bine și mă bucur pentru asta. Tu ce faci la vară? Rămâi, pleci, au început discuțiile, depinde de câștigarea campionatului sau nu, ce crezi? Cum vezi? Sincer, eu îmi doresc să câștigam campionatul și să termin anul și să plec. Încă n-am vorbit cu nimeni de contract și de nimic și vreau să termin campionatul și să caut soluția să plec. Mulțumim. Mulțumesc. Baftă.